Ministrul Alexandru Rafila a prognozat 10.000 de cazuri de COVID pe zi în luna august, dacă numărul lor va crește în ritmul din ultima săptămână. Specialiștii spun însă să nu ne alarmăm. Vom conviețui cu virusul, dar să protejăm persoanele vulnerabile. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila afirmă faptul că statisticile din ultima perioadă indică o dublare a numărului de infecții cauzate de SARS-CoV-2, el precizând că nu se înregistrează cazuri grave. În mod evident, această creștere săptămânală, care practic dublează numărul de cazuri de la o săptămână la alta, arată un trend ascendent care probabil, sper și din ceea ce au evaluat și colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică, s-ar putea să dureze circa 4-5 săptămâni. Suntem la început. Rafila estimează că boala COVID-19 poate fi chiar mai puțin decât o nouă gripă. Asta e o prostie. O porcărie. O porcărie, o simplă răceală, gata, COVID. Cum au fost și atâtea așa. Nu cred. N-am crezut și nici nu cred. Cât de grav ar fi pentru noi să se întoarcă din nou pandemia? Iar ne mascăm, iarăși nu ne mai cunoaștem om cu om. Nu. Foarte, foarte rău. Foarte rău. Ei câștigă, dar noi pierdem. Pierdem. Era de așteptat. Că da, atunci când s-a relaxat odată, nu așa treptat, iar ăsta trebuie să ne, COVID-ul ăsta trebuie să ne obișnuim cu el, ca orice virus. Credeți că ar putea fi la fel de rău cum a fost anul trecut? Nu, cred că e o formă mai ușoară, ca și valul 5. Adică da, ca 5, că celelalte au fost mai... 4 a fost mai dur, dar ăsta... Cred că și din ce în ce o să dispară, iar noi ne vom obișnui cu el. Iar el va scădea din intensitatea infecției. În continuare trebuie să ne ferim. Nu am încredere în vaccinurile care au rămas nevândute și au expirat. Numai eficiența asupra bolii, asta e părerea mea. Și nu ne rămâne decât să ne ferim. Frica păzește via. V-ați așteptat la această situație? Mă așteptam, dar nu la numărul atât de mare de infectări, care pronostichează ei că va fi de 10.000 pe zi. Nu mă așteptam. Mă așteptam să mai existe. Pandemia n-a dispărut, nu dispare așa ușor. Ne obișnuim cu viroza asta, care rămâne ca o gripă din aia altă, tradițională. Nu mă așteptam. Fila a mai spus că simulările realizate de Institutul de Sănătate Publică au estimat un număr maxim de aproximativ 10.000 de cazuri pe zi, în condițiile în care ultima statistică arată o medie de 1.100 de noi îmbolnăviri zilnic, transmite news.ro. Cred că ne vom opri undeva în jur de 10-12.000 de cazuri înregistrate zilnic, dar, repet, important nu este numărul de cazuri, importantă este evoluția acestor cazuri, dacă presupune sau nu spitalizare, dacă vor fi forme ușoare de boală la care un tratament simptomatic și izolarea timp de câteva zile s-ar putea să fie suficiente, atunci nu o să avem nicio problemă. Ministrul Sănătății a precizat că nu crede că există riscul ca viitorul an școlar să înceapă online din cauza pandemiei, pentru că noul val pandemic se va epuiza până în toamnă.